Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Am fost la câteva mici cumpărături pentru că vineri este ziua celei mici, așa că am făcut câteva mici cumpărături pentru prăjituri. Vreau să-i fac câteva prăjituri. Am văzut o rețetă de macaron la Alina Rei și la acasă la Raluca. Am văzut o rețetă interesantă de brioșe. Așa că am zis să-i fac și eu pentru ziua celei mici aceste două feluri de mâncare. După cum vedeți, Caspar este acolo nelipsit. Stați liniștiți și cea mică este aici lângă. Haideți să începem cu ce am cumpărat. Am cumpărat acest mix de aceste migdale mărunțite. Din câte am înțeles, trebuie făină de migdale. Mie mi se par destul de mărunțite, așa că le-am luat pe acestea, au fost cele mai aproape de ceea ce îmi trebuie. Din câte o auziți, Ludmila este aici lângă mine. Pentru brioșe am cumpărat aceste forme pentru brioșe pe care am dat 11 lei. S-a scăcea mică, deja se joacă. I-am mai cumpărat ei un corn din acesta pentru ziua ei, să-i pun în cap, așa, pe care am dat 6 lei. I-am mai cumpărat această coroniță pe care am dat 4 lei, eu vă spun prețurile doar la ce știu. Ia uitați cât de frumoasă este. Am mai cumpărat această frișcă lichidă, am cumpărat două. Îmi trebuie pentru crema din macaron. Am găsit o rețetă pe internet și am cumpărat două. Așa, invers, mami, invers. O pui pe cealaltă? Te duci în oglindă să vezi cum stă? Cu coronița? Da, cu coronița. Am mai cumpărat pentru mixul de clătite acest lapte bătut. Două am cumpărat. Nu știu cât costă fiecare în parte. Chiar nu știu. Asta știu sigur că a costat 10 lei, acest colorant alimentar. Mi-au plăcut culorile. Erau și altele, roșu, auriu, negru și gri. Dar cea cu negru nu mi s-a părut interesant, așa că nu am cumpărat. Și mai erau niște culori albastru, ceva pentru băieței, așa că asta mi s-a părut cea mai de fetițe, să zic așa. Vreau să pun în macaron să le colorez. Din câte vedeți, cea mică se uită la tot. Am mai cumpărat tot pentru macarons, să fac formele, să zic așa. Am cumpărat acest set pe care am dat 7 lei. Sper să reușesc și poate pun și niște cremă pe brioșe. Tot pentru cea mică am cumpărat și aceste baloane cu cifra 2 și niște baloane cu să susțină cifra 2 pe care am dat 12 lei. Am mai cumpărat două ciocolate din acestea albe. V-am zis că am văzut o rețetă de cremă pentru macarons pe internet și am zis să o fac pe aceea. Tot pentru rețeta aceea am zis să-i schimb în loc de ciocolată albă, să bag ciocolată cu caramel crispy și sper să-mi iasă. Eu întotdeauna improvizez. Să știți că nu prea fac prăjituri. Adică ce am făcut, mușuroi de cârtiță și negresă, cam atât. Am mai cumpărat zahăr, îmi trebuie pentru macaron. La fel, zahăr, pudră, tot pentru macaron. Pentru mixul acesta de brioșe am cumpărat mixul acesta cu declătite, cu fulgi de ciocolată. Din câte spunea Raluca, de pe acasă la Raluca, că se pot face cu mix de
clătite americane, așa că astea sunt mini clătite americane, deci am luat două ca să încerc să fac și am mai luat unele cu gust de vanilie ca să fie diferite. Am mai luat niște lapte pentru că îmi trebuie în brioșe și un mix de brioșe din acesta cu fulgi de ciocolată special. Am zis să le încerc. Da? Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Da, mulțumesc frumos! Asta a fost-o, dragii mei! Dacă ați urmărit până la capăt, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare! Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!